Salutare, prieteni, am revenit astăzi cu un nou tutorial la o serbo-bulgărească. În acest tutorial vă voi arăta doar prima parte, oarecum, și vă voi arăta celelalte părți în tutorialele viitoare. Dar vreau să-mi cer scuze pentru că nu am mai postat atâta timp. Am fost foarte ocupat, Paștele, sărbători, știți cum e. Și da, haideți să începem. A, ca idee, o voi cânta întâi la tempo normal și apoi vă voi arăta la arcii cu stânga. Ok. Cam aceasta este strofa, oricum partea, sau cum vreți voi. Și acum să o facem rar. Ok. Iar acum cu stânga vă voi arăta la fel întâi rapid. Acordurile sunt oarecum simple. La stânga vin ceva de genul ram ta ra 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 170, deci tempoul ei normal este 188 pentru tempoul ei normal, dar eu vă arăt la 166, adică așa. Ram ta ga ra ga ram ta na no ga ra ga ra ga ra na ta na ta na ga ra ga ra ta na ga ra ta ram ta ga ra no ga ra na ga ra ta na no ga ra ga ra na ga ra na ta na ta na ga ra ga ra na ga ra na ga ra ta. Și acum să vă spun și acordurile sau vă voi arăta pe ecran, vă voi arăt, vă face și așa și așa. Prima oară vom face așa. Și acum să vă spun acordurile, deci la minor, re minor, si minor, mă scuzați, am greșit. Deci, la minor, la major, re minor, sol minor, si diez, la major, la major, re minor, sol minor, si diez, la minor. Îmi scuzați greșelile, nu am mai filmat de mult și nu mai sunt așa obișnuit. Dar cam acesta ar fi tutorialul de astăzi. Vă voi arăta și alte părți în tutoriale viitoare. Dar până atunci ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!